Zilele orașului Băicoi vor avea loc la acest sfârșit de săptămână în perioada 26-27 mai. Vor fi două zile dedicate muzicii de toate felurile, rock, folclor, disco, etno sau manele. Vor urca pe scenă direcția 5 Adrian Ordean cu proiectul Schimbul 3, Viorica și Ionița de la Clejani, Jean de la Craiova, Cristian Rizescu, Romică Țociu și Cornel Palade. În weekendul 26-27 mai, în orașul Băicoi se organizează Zile Orașului. Aceste sărbători au început să se organizeze acum 12 ani în urmă și noi ducem tradiția mai departe. Avem sâmbătă invitații ca artiști de renume direcția 5, Clejani, iar duminică compact Jean de la Craiova, Cornel Palade, Țociu. Vrem să fie o sărbătoare pentru cei din orașul Băicoi. Eu știu că avem nevoie de foarte multe investiții, avem nevoie de infrastructură, dar cred că sunt necesare și momente de relaxare pentru cetățenii orașului. În afara spectacolului va fi și un târg? Da, vor fi produse tradiționale, dar totodată în aceste două zile de spectacol vor fi implicați și copiii de la Casa de Cultură Oraș Băicoi și Clubul Elevilor. Artiștii din oraș vor urca și ei pe scenă. Reprezentanții Casei de Cultură a orașului Băicoi au pregătit la rândul lor un mega spectacol pentru cei mari, dar și pentru cei mici. Acesta se numește Și noi suntem vedete. Finalul va fi rezervat unui foc de artificii.